Cu sania, sacul sau salteaua, turiștii retrăiesc cu drag veselia copilăriei atunci când simt spiritul zăpezii. Când stratul de umăt crește de la o zi la alta, pârtiile din predeal se transformă într-un adevărat furnicar. Turiștii se declară mulțumiți de condițiile oferite și spun că vor reveni și anul viitor sau, dacă vremea ține cu ei, poate chiar mai devreme. Și pentru mine e perfect. De câte zile sunteți? E a doua zi și prima zi deschis. Ieri a fost destul de greu să vă găsiți un loc de parcare? Nu, că am rezervat din timp, ne-am asigurat din punctul de vedere. Superb! Noi ca nici aseară. Și că pârtea? Ținând cum că este prima oară în 38 de ani când pun schiuri în picioare, dezastru. Aveți emoții? La ce, la interviu? Nu, emoții la schi. La schi? Da, clar. Singura problemă cu care cei sosiți în stațiunea de pe Valea Prahovei se confruntă este lipsa locurilor de parcare. Însă se pare că aceasta va deveni doar o amintire, întrucât primăria a accesat fonduri europene suficiente pentru a construi nu una, ci chiar 4 parcări, urmând a fi modernizate și străzile Teleferic și Libertății, care se află în vecinătatea lor. La Predeal avem unul dintre proiectele noastre despre care facem vorbire, este vorba de accesibilitate Cioplea-Clăbucet. Are în componență locuri de parcare, avem 3 parcări etajate și o parcare terană. Toate aceste parcări însumează peste 1000 de locuri de parcare, în jur de 1200 de locuri de parcare. Parcările vor avea suprafețe cuprinse între 1500 și 3000 de metri pătrați. Cea mai mică dintre acestea va avea aproximativ 120 de locuri, iar cea mai mare 480 de spații pentru parcare. Proiectul are o valoare de peste 55 de milioane de lei, din care 44 de milioane provin de la Uniunea Europeană, 10 de la guvern și doar 1 milion de la Primăria Predeal. Anual în stațiune sosesc peste 250.000 de turiști, care se cazează în cele aproximativ 5.200 de locuri disponibile.